sera ciao, buona diminuenza. Credo che in diminuenza con adesso discutiamo un pic despre idei le fetelor. So cum gândesc fetele. Auzi, tu ești singur? Nu, sunt singur. De ce vrei să ieși cu mine? Nu, nu, nu. Știi, începe să spună. Da, am o soră. Da. Care e singură? Nu vrei să ieși cu ea? Garantat o să fim o familie cu toții. Poftim. 100.000 o să-ți placă. O să-ți placă pentru că e ceva din mine și din fosta și din cealaltă. Auzi, tu râzi de mine? Mă crezi așa de bolând? A? Sau cealaltă variantă. Vrei tu cu sora ta să facem o familie? Auzi? Păi dacă tu faci așa, sora ta cum face? Ha? Hai, lasă-mă. Eu sunt bolând, voi sunteți deștepte, știi? Extraordinar. Păi dacă cu tine mă cert, știi? Pe colo, pe dincolo și toate cele. Nu, 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 dar ne înțelegem. Așa. Cum aș putea să fac o familie cu tine? Cu scandal? Sau ceva de genul. Sora n-a putut să treacă busuiocul și încercă să-i aduci sortitul, norocul sau mai știu eu ce. Adică ceva de genul, te întâlnești în Paște, Crăciun, botez și Revelion și nuntă. Cum vă merge? Vă merge bine? Tu râzi de mine? Adică vrei să râzi? Sau toată viața sau ce? Mă crezi bolând? A? Am înțeles. Era mai important să-ți etalezi talentul. Eu am, voi n-aveți. Dacă vă pupați și vă îndrăgostiți, o să aveți. Extraordinar, știi? Extraordinar, hexaordinar, adică cu hexagon, cu hexadecimală, cu extraordinar, extraordinar. Sau ceva de genul, am văzut că seamănă cu fosta ta prietenă sau mai știu eu ce. Și seamăn și eu. Nu vrei și tu să te combini cu mine? Poate m-am săturat de acel tip. Ceva de genul extraordinar. Ce nu-ți iese? E mai ușor de vorbodit pentru tine, nu? Extraordinar. Mă lași? Hai, lasă-l, dă-o, dracu. Așa bolând mă crezi? Nu, 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 dar dacă am fi împreună, am fi avut amândoi. Pa, mă lași. Hai, lasă-mă, chiar în halul ăsta mă crezi? Stai, fă-mă să înțeleg, ai face o familie cu mine, dar prin sora ta? Aici cine a vorbit? Tu sau sora ta?
Stai că n-am înțeles. Și ai fi venit și la botez, nuntă și aniversări și toate cele. Și ne-ai fi râs în față amândoi. Și noi doi doar trebuia să ne îndrăgostim și să ne punem pe aceeași undă. Extraordinar! Ce gândire inteligentă! Parcă deja mă simt așa, nu știu. Ce bine îmi pare, am găsit și eu cineva cu care să ies sau nu știu ce, nu? Doamne, mai cadu, ce gândire. Din fundul grădinii. Extraordinar, știi? Hai, lasă-mă. Și da, și am fost nu știu unde și am cumpărat acel televizor și nu știu ce și face de toate. A? Cum ți se pare? Și voi ce faceți? Voi? O să înșeapă ca la moldoveni. Și voi? Voi ce faceți, mă? Ce faceți? De ce nu vă cumpărați televizor? Știi, adică eu și cu sorsa sau mă știu ce. De ce nu vă cumpărați un televizor? A? Chiriende, mă, că ți-am făcut și ție și ție bine. Nu ți-am făcut rău. Răul tău îl vezi tu ca un rău. Nu e rău. E bine. Extraordinar. Hai, lasă-mă. Așa gândire inteligent. Și vrei să facem o familie. Cum vine familie? Familie cu cine? Tu vrei să facem o familie și să fii cumnată cu mine. Doamne, Maica Domnului. Care că încep să zic chiar în halul ăsta mă crin de bolând prost făcut grămadă bătut în cap căzut în cap scăpat în fântână și înnecat. Cred că e momentul să căutăm o reconfigurare traseu. Ceva de genul. Am pe cineva să sprijin și o cunosc? Nu, nu, nu o cunosc, dar seamănă cu mine, e același tip ca mine. Și eu o să-i spun ce îți place și ce nu-ți place ție. Tu mă lași. Hai, lasă-mă. Extraordinar. Grădire, gândire din fundul grădinii, m-am mai spus. Și că vrea să facă familie. Hai, lasă-mă. Crezi că e interesant? Eu zic că nu. Sau cealaltă variantă. Auzi, pentru că seamănă cu fosta sau ca nu știu ce, că s-auzi ceva, e mai ușor de îmbrobodit. Extraordinar. Hai, lasă-mă. Poate nu te plac. Nu, dacă am fi fost împreună, am fi avut și eu și tu. Ce am fi avut, mai frate? Ce am fi avut? Vă las acum să discutați mai departe despre acest subiect inteligent.